timp să calculeze și aceste bonificații, susține senatorul PSD Ecaterina Andronescu. Eu cred că nu trebuie să-i amăgim. Am vorbit astăzi și cu directorul de buget finanțe din minister, cu domnul Păunică. Este clar că planificarea este pentru data de 14 aprilie. Deci nu există acum posibilitatea să schimbe peste noapte dacă nu s-au făcut lucrurile acestea până acum. Dar pot să... Ce vă spun oamenii, profesorii bănuiesc? Sunt amărâți că nu și-au primit salariile. De cealaltă parte, Marius Nistorul contrazice pe ministrul finanțelor.